Răiecan a câștigat în fața lui Frăsineanu, iată la cum pasând spre Dani Șerban. Miu pasă greșită, intercepție Cristescu, numai trei jucători steliști în apărare, alargă pe partea dreaptă Adrian Ungur, iese Miu, îl oprește, arbitru consideră că a intervenit corect, spectatorii nu sunt de aceeași părere, jocul continuă, Cătălin Muntanu la balon, vine Gabi Popescu, de această dată arbitru fluieră. Și se pare că va fi o primă schimbare și la Universitatea. Numărul 2 este Marius Iordache. El îl va înlocui pe Adrian Ungur. Minutul 61. David prinde cu siguranță și eleganță. Steaua mai are dreptul la o schimbare, se pare că în curând va fi efectuată și aceasta. L-am văzut pe Cristian Ciocoiu, chemat de la încălzire, la banca tehnică a echipei sale. Călin pasă în scurt lui Rotariu. Miu, Iordache a încercat intercepția. Acum Răchită, Militaru. Lăcătuș și Mitriță, tot timpul acolo unde se află și Lăcătuș. Acum Iosif Rotariu. În fața sa este Silvian Cristescu, pasă la Răchită, minge ridicată pentru Rotariu. A respins Răchită, aruncare de la margine pentru Universitatea. Năstăsie, Naicu trimite departe acum. Damian Militaru. De la Rotariu la Miu. Acum Dani Șerban. Prin scoaterea lui Baciu și introducerea lui Călin, Dumitriu a încercat un plus ofensiv pentru echipa sa. Deocamdată această dorință nu se confirmă. Iată-l pe Călin primind pe partea stângă. Nu știm în ce măsură îl influențează pe Călin reacția publicului. Lăcătuș, în care e foarte bine stopat de Naicu. Offside sau fault, panion ridicat de la margine, offside. Rotariu. Ținut de celălalt număr 5, aflat acum pe teren, Gabriel Popescu. Și schimbarea de la Steaua, iese tânărul Cătălin Monteanu și intră puțin mai maturul decât el, Cristian Ciocoiu. Autorul golului stelist, Cătălin Monteanu, jucător de 18 ani și 3 luni. Minutul schimbării, 66. Roșu. De la Miu la Răchită. Călin. În fața sa Anastasie. A reușit centrarea. Nu, mingea însă depășise suprafața de joc.
Valentin David trimite mingea departe. A prelungit Iordache spre vrăjitoarea. Reghecamp. Militaru. Rotariu. Răchită și pe stadion se cântă. Din nou notăm cu bucurie o asemenea manifestare. Să sperăm că jumătatea de secol pe care Universitatea o va împlini la anul va găsi această mult iubită echipă într-o formă constant bună. Aici, în bazinul Olteniei, sunt foarte mulți fotbaliști. Este un izvor nesecat de talente. Important este ca ele să fie bine folosite. Iată-l pe Iordache, șut de la distanță pe lângă poartă. Deci totul pornește de la organizare, de la încredere, de la stabilitate. Rotariu, Călin, parcă a început să mai fie iertat în ultimul timp de apostrofările spectatorilor. Augustin Călin, iată la cum la minge. N-a reușit mai nimic, Silvian Cristescu acum. Reușește pasa, aleargă Miu acolo. Urcase în atac liberoul Cătălin Crăciunescu. Și iată-l pe Silviu Lung. Născut la 9 septembrie 1956 la Semicluj, Satu Mare, unul dintre cei mai înalți fotbaliști de la noi, 1,96 m, atunci când activa, acum este sigur cel mai înalt antrenor. O frumoasă biografie sportivă pentru Silviu Lung, 419 jocuri în prima divizie, 77 de meciuri în națională, fiind de 21 de ori capitanul echipei tricolore. De asemenea, a jucat și de 56 de ori în cupele europene. A evoluat în ordine la Victoria Carei, Universitatea, Steaua, Logroñes, Spania, Electroputere și și-a încheiat cariera aici, la echipa vieții sale sportive, Universitatea. Performanțele sale sunt foarte frumoase. 3 titluri de campion național, 2 cu Universitatea, 1 cu Steaua. Acum Lăcătușii lasă lui Roșu și gol pentru Steaua. Minutul 70. Scorul devine 3-2. Roșu nemarcat în centrul careului. Minge pasată cu latul de Lăcătuș din prima și învins portarul David. Mircea Irimescu, cel care conduce alături de Silviu Lung echipa Universitatea în aceste ultime etape. Intercepție Rotariu, Lăcătuș pasă din prima. Denis Șerban venit pe partea stângă, centrează, prinde David. Ultimele 20 de minute, Steaua s-a apropiat la un gol de Universitatea Craiova. Tânărul fundaș dreapta, Reghecamp centrează, Lăcătuș. Denis Șerban, Rotariu recuperează, încearcă șutul, a respins blocajul defensiv craiovean. Luptă Iordache cu Militaru, câștigă Iordache. Aruncare de la margine pentru Steaua. Îl vedeți pe Dumitru Dumitriu, destul de tensionat la acest joc. Universitatea va efectua o nouă schimbare. Luțu este scos din teren și va intra Tiberiu Curt. În minutul 72, deci, intră Curt în locul lui Ionuț Luțu.
unul dintre cei mai buni jucători ai primei reprize. Poate este și puțină teamă la Silviu Lung și Mircea Irimescu. Steaua s-a apropiat la un gol, dorește să întărească sistemul defensiv. A întârziat plecarea la intercepție. Gerasim a făcut-o, se pare, cu o obstrucție. Corpodean consideră că nu a fost nimic la colțul care are o de 16 metri. Un jucător craiovean, este vrăjitoarea, solicită îngrijiri medicale. Lăcătuș, talonat de Mitriță. Pasă bună spre Călin. Nu, de la margine s-a ridicat Fanionu, offside. Pe undeva, pe deasupra peluzei a doua, se fac din când în când demonstrații. Tineri curajoși coboară pe un cablu suspendat între unul dintre stâlpii Viitoarei Nocturne și tabela de marcaj. S-a coborât de acolo câteva ori cu steagul alb-albastru al Universității. Sunt încercări temerare, dar ochii spectatorilor nu au vremea să se oprească asupra acestor îndrăzneți. Silvian Cristescu cere apă, îi aruncă o sticlă Marcel Popescu. Augustin Călin. Vrăjitoarea încă nu s-a ridicat de acolo, dar nici intervenția echipei medicale nu a fost permisă. Rotariu, Rechecamp, Roșu, din nou Rotariu. Admirabil efortul acestui jucător, care va împlini în toamnă 35 de ani. Militarul aruncă mingea afară pentru a permite accesul echipei medicale. Corpodan acum se duce să vadă ce este cu Vrăjitoarea. Spectatorii sunt nemulțumiți că arbitrul nu a intervenit încă din primele momente. Vedeți rând pe rând, jucătorii vin să ceară apă. Repet, o căldură extraordinară, o căldură foarte mare astăzi la Craiova. Ca în plină vară, Gerasim îl ajută pe Vrăjitoarea să iasă din spațiul de joc pentru a primi îngrijiri medicale. S-a mai dat acolo un cartonaș. Spectatorii își aduc aminte de cuvintele de năduf, se strigă hoții, hoții. Militarul la balon, Rotariu, Denis Șerban. Șut blocat de Cătălin Cristescu, de Cătălin Crăcinescu, mă scuzați. Denis Șerban, aruncare de la margine pentru Steaua. Ultimul sfert de oră al întâlnirii. Meciul devine tot mai tensionat, dorința de victorie este uriașă. Încă o schimbare, ultima și la Universitatea. Deocamdată nu este permisă de arbitru de centru. Lăcătuș aruncă de la margine, o va face înalt în careul craiovenilor. A sărit Răchită, dar mai bine plasat a fost Gabi Popescu. Lăcătuș, Rotariu, Costin Miu, Răchită, Rotariu și din nou din mii de piepturi se aude știința, știința. O încercare de a da forță, din nou aceeași combinație, Lăcătuș roșu, de această dată roșu nu a mai fost inspirat. Spuneam aceeași combinație, amintindu-mi de minutul 70 când roșu a înscris dintr-o minge pusă de Lăcătuș. Cred că cel care va fi introdus în joc este Eugen Trică. El are numărul 19, nu ne-a fost comunicat acest număr printre cele purtate de jucătorii de rezervă ai Craiovei. Trică la noi figura cu 18.
Frăsineanu este înlocuit în acest minut 77 de Eugen Trică. Călin, Ciocoiu,